Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Situațiile critice din viața noastră sunt cele care ne arată așa cum suntem. Atunci se văd calitățile și slăbiciunile noastre. Și poate cel mai critic moment din viața unui om este atunci când nu mai are nicio speranță, sau mai bine zis, atunci când crede că nu mai are nicio speranță. De aceea vă invit să aflăm împreună cum trebuie să gestionăm momentele de deznădăjduire. Toți oamenii, dragi ascultători, întâmpină probleme. Nu există om care să nu aibă probleme în viața aceasta. Însuși Mântuitorul a zis, în lume necazuri veți avea. Dar a adăugat și următorul îndemn, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ceea ce înseamnă că lumea despre care vorbește Mântuitorul este tot ceea ce ține de viața pământească și care ne leagă de cele materiale, începând cu nevoile fiziologice ale trupului și terminând cu patologia sufletului, care îl limitează pe om numai la ceea ce este lumesc, aici intrând invidia, egoismul, slava deșartă și altele. Când toate acestea lipsesc sau când nu ne mai satisfac plăcerea, apar necazurile. Fie nu avem bani, fie nu am obținut vreo funcție importantă pe care ne-o doream, fie nu reușim să ne atingem un obiectiv propus și așa mai departe, iar după ce am epuizat toate încercările sau după ce ajungem să ne plictisească ceea ce cândva ne încânta, atunci cădem în deznădejde. Deznădejdea, dragi ascultători, este una dintre cele mai grele situații pe care le putem întâmpina în viața pământească. Deznădejdea îi duce pe mulți în stări de depresie, chiar și pe cei care nu ar avea motive serioase să trăiască astfel de stări. Dar de ce apare deznădejdea? Ea apare atunci când toate așteptările noastre sunt lumești, când ne limităm la viața pământească, la ceea ce este material. De aceea Sfântul Grigorie de Nisa ne atrage atenția că Eclesiastul, una dintre cărțile Vechiului Testament, învață pe oameni să nu admire nimic, nici bogăția, nici ambiția, nici domnia asupra unor supuși, nici mândria, nici desfătarea, nici banchetul și niciun alt lucru care, în mod greșit, e socotit de oameni a fi valoros, ci să vadă că singurul sfârșit al tuturor acestora este deșertăciunea, care nu are niciun folos în viitor. Căci cei ce scriu pe apă desenează forma literelor pe suprafața apei, dar nu rămâne nicio urmă, ci toată oboseala scrisului se mărginește numai la gesturile scrierii. Suprafața apei lăsând mâna să facă gesturile scrierii, dar nepăstrând nicio urmă a scrisului. Tot astfel, orice trudă pentru voluptate piere în fața realității, căci după încetarea activității simțurilor s-a șters și voluptatea. De aici încolo nu le mai rămâne nicio rezervă celor care se bucură de plăcerile simțurilor, nu le rămâne nicio urmă sau rămășiță după ce s-a sfârșit activitatea simțurilor pentru plăcere. Acesta este înțelesul citatului care zice, nu este niciun folos sub soare pentru cei ce fac astfel de lucruri care se sfârșesc în deșertăciune. Sigur că este greu să vedem lumea de azi prin prisma spuselor Sfântului Grigorie de Nisa, dar acesta este modul în care ne putem elibera mintea de gândurile de tristețe, de problemele care ne apasă sau de remușcările cauzate de patim și păcate. Perspectiva unei vieți veșnice ne poate oferi eliberarea de toate acestea. Dar pentru a ajunge la această înălțime, avem nevoie de credință tare, de nădejde și nu în ultimul rând de ajutorul lui Dumnezeu,
Sfântul Macarie, egipteanul, ne arată și în ce constă acest ajutor. Pentru aceea sufletul cade în deznădejde, spunea Sfântul Macarie, pentru că poartă în el osânda morții și pentru că îl înconjoară o mulțime de rele. Dar când vede Dumnezeu că sufletul este cuprins de groaza morții și că dușmanul este gata să-l înghită, atunci îi dă un mic ajutor, îndurându-se de el. Îl încearcă totuși ca să vadă dacă credința sa este puternică și dacă are iubire față de el. Pentru că Dumnezeu a rânduit ca drumul care duce la viață să fie presărat cu necazuri, strâmtorări, încercări și ispite amare. Pentru ca de aici sufletul să ajungă la slava fiilor lui Dumnezeu. Deci când sufletul suportă un necaz care îl copleșește și are moartea înaintea ochilor, atunci cu mână tare și cu braț înalt, prin iluminarea Duhului Sfânt, Dumnezeu zdrobește puterea întunericului, iar sufletul trece prin locurile cele înfricoșătoare, străbătând marea întunericului și a focului mistuitor. Cuvintele Sfântului Macarie Egipteanul, dragi ascultători, ne arată că Dumnezeu este alături de noi chiar și în cele mai grele încercări. În mod sigur nu putem depăși anumite situații fără ajutorul lui Dumnezeu, pentru că păcatul atrage asupra noastră neputință, frică, neîncredere și în final deznădejde. Pe de altă parte, nu înseamnă că noi nu trebuie să luptăm pentru a ieși din impas, ci dimpotrivă. E necesar să cerem ajutorul lui Dumnezeu și neîncetat să credem că El este lângă noi, că știe El când avem nevoie de ajutorul Lui. Iar dacă nu ne ajută atunci când vrem, aceasta nu înseamnă că este nepăsător sau sadic, ci că toate cele care ni se întâmplă ne oferă prilejul de a crește din punct de vedere duhovnicește. Sfântul Vasile cel Mare surprinde acest aspect în următorul fragment. Nu necazurile care vin asupra sfinților pentru a-i încerca pricinuiesc bucurie dușmanilor noștri nevăzuți, ci dușmanii noștri se bucură, bat din palme și se veselesc atunci când din pricina mulțimii necazurilor ne pierdem nădejdea, nu mai putem judeca și renunțăm să ducem mai departe lupta. Iată așadar care este ultima redută pe care trebuie să o câștigăm în lupta cu cel rău, cu diavolul. Păstrarea nădejdii în Dumnezeu, a speranței că Dumnezeu nu ne părăsește. Dacă vom reuși să depășim acest impas, Dumnezeu va revărsa asupra noastră toate bunătățile sale, așa cum s-a întâmplat și cu dreptul Iov. Și dacă totuși ați ajuns la capătul răbdării și vă încearcă gândul că Dumnezeu v-a părăsit, țineți cont de cuvintele Sfântului Vasile cel Mare. Dacă este posibil să numărăm mulțimea îndurărilor lui Dumnezeu și să măsurăm mărimea milelor lui Dumnezeu, atunci în comparație cu mulțimea și mărimea păcatelor să fie și deznădejdea. Dar dacă păcatele noastre, cum este natural, se întâmplă să le și măsurăm, să le și numărăm în timp ce mila lui Dumnezeu este de nemăsurat și îndurările lui de nenumărat, nu este timp de deznădejde, ci de cunoaștere a milei lui Dumnezeu și de condamnarea păcatelor, a căror iertare, precum spune Scriptura, există întru sângele lui Hristos. Dar că nu trebuie să deznădăjduim, aceasta am învățat-o în multe locuri și în multe chipuri, și mai ales din parabola Domnului nostru Iisus Hristos, cea referitoare la Fiul care și-a luat de la Tatăl Său partea de avere și a cheltuit-o în păcate. De câtă și de cât de mare sărbătorire s-a făcut vrednică pocăința lui, cunoaștem din însăși cuvintele Domnului. Dragi ascultători, nu numai pilda fiului risipitor, dar și în alte pilde din Sfânta Evanghelie, Mântuitorul ne arată cât de mult ne poartă Dumnezeu de grijă. Chiar și atunci când suntem înșelați de păcate, chiar și atunci când ne împotrivim lui Dumnezeu, El ne așteaptă și ne ajută să ne revenim în sine. E drept că uneori se folosește de mijloace nu tocmai ușor de depășit, dar după cum oricine poate observa, omul reacționează mai bine în suferințe, devine credincios atunci când își conștientizează neputința. Așadar, în orice situație ne-am afla,
nu trebuie să deznădăjduim. Cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Vasile cel Mare. Dușmanii noștri se bucură și se veselesc atunci când, din pricina mulțimii necazurilor, ne pierdem nădejdea.